Lăuda și glorifica să fie Domnul nostru. Amin. Să nu te lași. Să nu te lași din rugăciunea ce tu o porți pe al tău altar, când cererile tale multe așteaptă un răspuns prin har, căci lacrimile tale strânse într-un burduf ce-i măsurat, de ochii celui care vede durerea ta neîncetat. Să nu te lași când adevărul e înjosit sub ochii tăi, ci mergi cu el mereu oriunde, chiar dacă oamenii sunt răi. Trăiește, rabdă cu blândețe, oricât de mult vei suferi, căci cerul cerurilor sfinte cu fapta ta veci cuceri. Amin. Să nu te lași când vezi necazul, că pare tot mai nesfârșit. Va fi o zi când suferința ți se va duce negreșit. Și fericit privi vei malul, ce nu se vede azi nicicum, când soarele cel sfânt și mare va străluci pe vieții drum. Să nu te lași purta de gândul mândriei care va veni, căutând să fii mai sus ca alții, când ispitit așa vei fi. Ci fi mereu smerit și aproape de cei ce sunt smeriți și ei, și nu căuta sub nicio formă să fii și tu între farisei. Să nu te lași când mulți te lasă, lovind în Duhul tău curat, căci doar așa putea vecerne un prieten bun și adevărat. Rămâi mereu în ascultare de Dumnezeu cu gândul treaz, să-L poți iubi pe acela care o să te lase la necaz. Să nu te lași zdrobit de focul atâtor încercări ce porți. Așa e calea către Domnul, să ajungi în cer, altfel nu poți. Vei strânge odată în strălucire al suferinței rod ce ai dus, și plata pentru toate acestea ți-o vei primi de la Iisus. Slăvit să fie!